Bună ziua, bine ați venit la ședința Consiliului Județean, prima ședință după învestire. O să vă rog să respectați distanțarea fizică. Deci un scaun și două scaune. Putem începe, da? Consiliul Județean a fost legal constituit, fapt constatat prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 369, din 26.10.2020. La ședință din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție, sunt prezenți 36. Corect? Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. Având în vedere problemele de ordine de zi, la ședință au fost invitați și directorul executiv, a căror din direcția aparatului de specialitate și, bineînțeles, reprezentanții mass media. Pentru ședința de astăzi, ordinea de zi este următoarea. Depunerea jurământului de către domnul consilier județean Iftimie Florentin, aprobarea procesului verbal a ședinței de constituire din 24.10.2020, proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de numărare a voturilor exprimate de către consilieri județeni prin vot secret, proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor de activitate în care se organizează comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Bacău, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii, modul de stabilire și numărul locurilor ce revin fiecărui grup de consiliere în fiecare comisie de specialitate, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Bacău. 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii numărul 138 din 31.07.2020 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat între județul Bacău și DGASFC în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat COVID-19 limit, sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele sociale, rezidențiale, publice din județul Bacău, apel proiect POIM 819/9/1, consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod AP 9/19, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? În unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. O să-l invit pe domnul Iftimie Florentin la depunerea jurământului. Vă rog. Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări, domnule consilier județean. La punctul 2, din ordinea de zi, dau cuvântul doamnei secretar general al județului Zara Irena Cătălin. Vă rog.
Potrivit prevederilor articolului 182 aliniatul 4, coroborat cu articolul 138 aliniatul 15 din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supune spre aprobare procesul verbal al ședinței de constituire a Consiliului Județean Bacău din data de 24.10.2020. Cine este pentru? Se abține cineva? Procesul verbal în unanimitate de voturi a fost aprobat. La punctul 3, să rog pe doamna secretar general să dea referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de numărare a voturilor exprimate de către consilieri județeni pe cod secret. Așa cum a anunțat deja domnul președinte, Consiliul Județean Bacău a fost declarat legal constituit prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 369 din 26.10.2020. Conform codului administrativ, mandatul Consiliului Județean se exercită de la data la care este legal constituit până la data la care drumul nou ales este la rândul declarat legal constituit. Astăzi este prima întâlnire de lucru în plen a noului Consiliu Județean. Vă mulțumim pentru prezență, pentru că asta denotă că ați înțeles de la bun început locul și rolul domniilor voastre în administrarea acestui județ. Urmează o serie de proiecte de acte administrative pe care noi, executivul, în funcție cu domnul președinte, venim astăzi și le propunem spre adoptare. Toate aceste acte, cu excepția ultimului de pe ordinea de zi, sunt acte care visează exclusiv modalități de lucru, proceduri operative și constituirea organizatorică a noului Consiliu Județean. Vă propunem în primul rând constituirea Comisiei de numărare a voturilor exprimate prin vot secret, asta întrucât codul administrativ prevede procedura exercitării votului secret în situații foarte bine determinate. Urmează stabilirea domeniilor de activitate în care se organizează comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Bacău, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii, modul de stabilire și numărul locurilor cele din fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale. Apoi, stabilirea efectivă a componenței nominale a comisiilor de specialitate și, în cele din urmă, vă propun ultima măsură organizatorică a Consiliului Județean, alegerea celor doi vicepreședinți, cu respectarea articolului 173 alineatul 2 litera A, coroborat cu articolul 188 alineatul 1 din codul administrativ, conform cărora Consiliul Județean alege din rândul consilierilor județeni doi vicepreședinți la propunerea președintelui sau a consilierilor județeni. Așa cum deja am precizat domnul președinte la începutul ședinței, ultimul proiect pe care îl propunem este cel a cărui urgență este incontestabilă, care va fi detaliat în orice amănunt ne va fi solicitat la timpul potrivit. Și acum, așa cum am spus, primul proiect de pe ordinea de zi, și anume privind constituirea Comisiei de numărare a voturilor exprimate de consilierii județeni prin vot secret. Articolul 182, alineatul 4, raportat la dispozițiile articolului 127, alineatul 1 și la articolul 139, alineatul 3, litera I și alineatul 4 și 6 până la 9 din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, reglementează procedura de votare prin vot secret, cu respectarea prevederilor legale, fiind propusă constituirea unei comisii de numărare a voturilor propusă din 5 membri, care să-și desfășoare activitatea pe întreaga durată a mandatului Consiliului Județean Bacău. Atribuțiile Comisiei de numărare a voturilor exprimate de către consilierii județeni prin vot secret sunt următoarele. Efectuarea operațiunilor de verificare și numărarea buletinelor de vot, precum și de consemnarea rezultatului votării, prin întocmirea procesului verbal privind numărarea voturilor și consemnarea rezultatului votului secret cu buletinele de vot. La aceste operațiuni vor fi avute în vedere, următoarea procedură. Exprimarea votului secret se face prin utilizarea buletinelor de vot, sens în care secretarul general al județului asigură redactarea buletinului de vot. După redactare, buletinul de vot se prezintă în plenul Consiliului Județean. Exprimarea votului de către fiecare membru al Consiliului Județean se face prin înscrierea cuvântului da numai în interiorul casetei din dreptul candidaților înscriși pe buletinul de vot. Buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea Consiliului Județean sau pe care sunt folosite simultan cuvintele da și nu în dreptul aceluiași candidat nu se ia în calcul la numărarea voturilor.
După încheierea votului, secretarul general al județului declară votarea încheiată și convoacă comisia de numărare a voturilor în vederea efectuării operațiunilor de verificare și numărarea buletinelor de vot, precum și de consemnarea rezultatului votării prin întocmirea procesului verbal privind numărarea voturilor și consemnarea rezultatului votului secret cu buletine de vot. Votul exprimat este considerat valabil în cazul în care opțiunea de vot s-a făcut prin înscrierea cuvântului da în interiorul casetei din dreptul candidatului ales, astfel încât să nu depășească marginile casetei în cauză. 2. Opțiunea de vot s-a făcut prin înscrierea cuvântului da în interiorul casetei din dreptul candidatului ales, dar aceasta depășește marginile casetei în cauză, însă opțiunea de vot este evidentă. Opțiunea de vot s-a făcut prin înscrierea cuvântului da în exteriorul casetei din dreptul candidatului ales, dar aceasta atinge caseta respectivă și face ca opțiunea de vot să fie evidentă. La numărarea voturilor valabile exprimate nu se iau în calcul buletinele de vot care sunt considerate nule, respectiv buletinele de vot pe care nu este aplicată ștampila, buletinele de vot care nu corespund modelului buletinului de vot prezentat de secretarul general al județului în plenul Consiliului Județean, buletinele de vot pe care nu a fost exprimată în mod clar opțiunea de vot respectiv, buletinele de vot pe care nu a fost înscris cuvântul da în interiorul casetei din dreptul niciunui candidat, buletinele de vot pe care a fost înscris cuvântul da în exteriorul casetelor din dreptul candidaților înscriși în buletinul de vot și nu atinge niciuna din casetele în cauză, buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea consilierului județean, buletinele de vot pe care sunt folosite simultan cuvintele da și nu în dreptul aceluiași candidat. După finalizarea procedurii de vot, Comisia comunică secretarului general al județului și președintelui Consiliului Județean rezultatul votării consemnat în procesul verbal privind numărarea voturilor. Față de cele mai sus arătate, supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de numărare a voturilor exprimate de consilierii județeni prin vot secret. Cine este pentru? Domnul președinte, am o observație de făcut, vă rog. Vă rog. Un microfon. O secundă, o să vină pentru amendamente, o secundă ca să facem o repede. Pentru amendamente, cereți microfonul, noi consemnăm amendamentul nostru și vă rog. Pentru securizarea aș propun ca prin similitudine cu procesul electoral, la care tocmai am participat și la toate procesele electorale, pe buletinile de vot să fie prezente și semnăturile Comisiei de validare, de numărare a voturilor. În felul ăsta se evită posibilitatea ca un buletin de vot care nu este din cele eliberate de aparatul tehnic să fie introdus în urmă. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, dumneavoastră solicitați ca o comisie care încă nu a fost aprobată, pentru că ăsta e subiectul pe care îl propunem acum, să se care va fi aprobat. V-am aprobat o comisie. Acea comisie să semneze, eu vorbesc de votul de care urmează. Nu mai putut o vot de numărare de permiteți să vă atenționez asupra unui viciu de procedură. Hotărârea aceasta își va produce efectele fiind un act administrativ cu caracter individual în momentul în care va fi semnată de către domnul președinte și de către mine și se vor fi îndeplinite condițiile de comunicare către persoanele stipulate în proiectul hotărâre. Prima hotărâre, cea care este acum supusă plenului Consiliului, avem deja procedura cu secretariatul tehnic, pentru că într-o comisia nu poate să-și producă efectiv să își exercite mandatul. Semnez eu, dacă vreți, puteți veni și asista la semnarea mea, înțelegeți, și atunci o măsură de securizare în sensul acesta. Pentru că, dacă într-adevăr, nu este comisia constituită și atunci nu putea, nu poate această comisie să își exercite. Da, mulțumesc. Da, propuneți. Vă rog, din partea fiecăruia. Da, eu vreau să fac prima propunere. Pentru Comisia de Numărare a Voturilor propun următoarea componență. Pâslarul Marius, Nechita Nicolae, de la Marcel, Coșa Duminița Maricica, Nelinche Ion,
și Boca Laurențiu. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, chiar pentru că cumva se uita la asigură și continuitatea autorității publice județene, vreau să vă amintesc constituirea de acum 4 ani, când această comisie, rolul acestei comisii a fost ca fiecare grup politic să aibă un reprezentant în Comisia de Numărare a Voturilor. Vă reamintesc că s-a propus un număr de 3, a fost cel care a contestat acest număr și am revenit cu modificare, completând cu încă 2, tocmai pentru a, din respect pentru fiecare grup politic, fiecare grup politic să aibă un reprezentant. Mie, ca specialist, ca funcționar public, mi se pare și elegant, și transparent, și de bun simț. Dacă domniei voastre mi se pare altfel, noi nu avem decât să consemnăm pe buletinul de vot propunerea domniei voastre. Doar o mică mențiune, domnul Deanu, pentru securizarea voturilor să fie din toate partidele, domnul Deanu. Mai ales când să aveți o alianță, eu cred că e de bun simț să fie și o persoană la PSD. Mulțumesc! Dacă n-ar fi fost decedent, nu-l foloseam. Nu-l foloseam. Vă aduc aminte că atunci ați refuzat să fie un membru al Partidului Național Liberal, deși aveam o conducere în Senat, aveam 11 consilieri. Și mai mult de atât. Am făcut un proiect de hotărâre prin care am vrut să completăm această comisie, o modificăm și începem să respins. Așa că mergem pe cultură. Așa a fost acum 4 ani, așa va fi și acum. Mulțumesc! Domnule Dragoș, aș supune amendamentul meu la vot. La vot deschis. Dar să mă repetați odată ca să avem lucrurile clare. Ca din Comisia de Numărătoare, a votului să facă parte și un membru din partea PSD-ului. Bun, faceți propunerea. Din partea grupului PSD, domnul Adrian Gavriliu. Mai sunt alte propuneri? Mulțumesc, la numărul 1, Slarul Marius, la numărul 2, Nechita Nicolae, la numărul 3, Coșa Maricica, la numărul 4, Melinte Ion, la numărul 5, Boca Laurențiu, la numărul 6, Adrian Gavriliu. Domnule consilier, dacă insistați să fiți prezent când semnez și când ștampilez. Da. Da? Yes.
Vă rog. Cred că chestiunea asta pe care o discutăm în comisie pare cel puțin ciudată, dacă stăm bine și ne gândim. Am înțeles, există o coaliție, dar prezența unui membru de la PSD nu face decât să transparentizeze din punctul meu de vedere și să dea o notă de corectitudine votului pe care îl urmează să-l dăm. Adică e ciudată ca să folosesc un eufemism, mi se pare chiar nepotrivit ca această comisie să fie formată numai din membrii acestei coaliții. Evident, vom avea tot timpul suspiciuni. Dom'le, a fost votul corect, nu înțeleg. Pregătim să facem vreo fraudă sau ne pregătim să ascundem ceva? De ce ar face parte un membru PSD de această comisie? Dacă puteți să explicați. Pentru că așa a fost și acum 4 ani. Dar eu n-am fost consilier de țara acum 4 ani. Am o rugăminte. Vă rog să interveniți când vi se dă cuvântul. Sentimentul meu, ca proaspăt consilier județean, ca să zic așa, mi se pare că se pregătește ceva și hai să încercăm să ascundem acest vot. Așa. Nu vreți să avem un vot legitim, așa a fost ce am transparent și să știm cu toții că așa a fost? Asta este punctul meu de vedere. Dar nu cred că ne pregătim să furăm votul. Deci, eu cred că am început să vă. În mod firesc, ținând cont că noi în Consiliul Județean sunt 18 consilieri județeni, în mod obligatoriu trebuie să fie și membru al membru PSD, membru consilier județean în comisie. Dacă mai permiteți o singură apreciere. Pe de altă parte, este și nepotrivit, pentru că, până la urmă, Partidul Social Democrat este partidul care a câștigat aceste alegeri. Deci noi nu cerem cu doi consilieri o reprezentantă. Avem 18 consilieri, mi se pare normal să avem în această comisie un caro membru. Pentru transparență, pentru opozabilitate și pentru corectitudine. Am sentimentul că ne pregătim să spunem totul, vă spun sincer. Dacă așa considerați, să se numesc. Vă rog, doamna. Mi se pare corect, având în vedere începutul corect pe care îl cereți, ca domnul consilier să atingă buletinele de vot, să pună mâna pe ștampila cu care se ștampilează buletinele de vot și așa mai departe. Eu zic să mergem toți acolo. Hai. Thank you.
Domnul Canu, luați loc în locul dumneavoastră. Haideți să nu transformăm treaba asta în altceva. Transparent, dar acum dacă ar zi domnul Panfil, nu trebuie să fie evident lucrurile la vedere, domnul Olteanu.
numărarea voturilor. Simpla idee, simpla prezumție, că vrem să facem numai noi o comisie, mi se pare deja mă duce în zona nelegitimului. Nu știu cum o să vedeți dumneavoastră lucrurile astea, dar mă rog. Secretariatul tehnic va sta în fața cabinei de vot pentru a se asigura că nu aveți niciun însemn pe buletinul de vot, că nu l-ați completat deja când a intrat în cabina de vot. Vă rog. Da, dați-mi voie să vă reamintesc că votul este secret conform procedurii. Asta înseamnă că fiecare dintre dumneavoastră va trebui să veniți cu buletinul necompletat la urnă și acolo să-l completați. Altfel nu mai suntem în situația în care respectăm sfârșirea votului. Deci, buletinul care pot fi completate până ajunge la urnă, nu pot fi luate în considerare. Îmi pare rău, dar nu ați specificat acest lucru. Secretizarea votului se dă la urnă, nu în sală. Va procedura după demararea... O secundă. Stați un pic. Deci ce este neregulă? Este în regulă că au fost împărțite buletine de 20 de minute, după care ne spuneți că la urmă o să fie verificate. Dar ce vreau să nu știați? Păi n-ați văzut procedura? Ce mi se pare așa? Ce să nu văzut? Dar vreau să votați sala din urmă la parte de aia votată. Nu mi-a văzut nimeni vot. Ce, i-a văzut cineva în urmă? Este vot secret. Eu am votat așa după procedură. Exact, adică nu puteți să schimbați numele la acest condițiile exercitării votului secret, pentru că mă adresez acum, în primul rând, consilierilor județeni care nu sunt la primul mandat și care au fost la fel de vocali în mandatele anterioare. Și s-a invocat întotdeauna, da, obligativitatea asigurării cabinei de vot. Uitați-o acolo, nu e nicio problemă, că așa ne certăm până de seară. Cei care au completat, celor care l-au completat deja, o să li se rămâne un nou buletin de vot în alb, care va fi verificat de către secretariatul tehnic și nu mai stăm și ne certăm cu orele. Mă rog frumos. Deci cine a completat deja, vă rog să fim anunțat și dăm un buletin pe vot în alb. Dacă se poate, o întrebare domnului Cosmin Negula sau doamnei Țaga, a fost președiniști. Dacă li se pare normal ca Partidul Social Democrat, care are 18 consilieri, să nu participe la comisia de învățarea voturilor. Chiar mi se pare transparent, mi se pare că e un joc deja aranjat, chiar de ieri, s-a văzut, deci nu este normal, asta nu mai este democrație. Da, vă rog, domnule. Mulțumesc, domnule președinte, doamne și domnilor consilieri județeni, stimată doamnă secretar, stimată domnule director. S-a ridicat o serie de probleme aici cu privire la validitatea unei comisii ce urmează a fi stabilită prin vot. În conformitate cu orice lege din țara asta, nu putem să știm cum va fi o comisie constituită până la momentul în care votul va fi valabil exprimat. Nu înțeleg de unde această supoziție că va fi prezent cineva sau nu va fi prezent cineva. Fiecare consilier județean, fiecare grup politic are dreptul să-și exprime opinii. În acest moment, domnul Olteanu și-a prezentat o opinie, a prezentat o listă, o propunere, pe care plenul Consiliului Județean are dreptul să o voteze sau nu. De asemenea, grupul PSD a prezentat o opinie. Doar plenul Consiliului Județean poate să stabilească și să spună cine va fi parte din acea comisie și cine nu va fi parte din acea comisie. Nu avem de unde să știm până la momentul în care nu se va trașa prin vot această chestiune. Pe care de consecință, orice dezbatere pe tema că vor fi nesediți sau nu vor fi liberali, rămâne fără obiect, până la momentul în care vom vedea votul valabil exprimat. Avem niște opțiuni prezentate în momentul de față de către grupuri politice. Vedem cum va vota plenul Consiliului Județean, deoarece plenul este suveran prin vot. Asta este un element. Doi. Cu privire la teoria votului secret. Votul secret se exprimă
conformitate cu propria conștiință. Și se exprimă, caracterul secret al votului este imprimat de către titularul acelui vot. Noi suntem titularii acestui vot. Votul secret înseamnă, în teoria juridică română, să-ți exerciți de unul singur acest drept de vot, fără a avea un mandat imperativ care este nul și fără a fi obligat de cineva să voteze într-un fel sau altul. Caracterul secret este imprimat de către titularul votului. De asemenea, fiecare dintre titularii votului au dreptul să se exprime propria opțiune și public. Dar punerea în urmă acelui vot asigură caracterul votului secret. 2. 3. Nu cred că este normal ca la momentul în care ajungi la urme, tu în calitate de consilier județean cu un vot exprimat într-un fel, cineva să vină să te verifice și să-ți spună dacă e corect sau nu. Mai ales că e vorba de o persoană exterioară decidenților politici aleși prin votul poporului. Deci nu poate personalul de specialitate să vină să spună dacă e corect sau nu corect. A patra componentă, repet, votul este secret nu doar dacă este exprimat în urmă, în cabină. Nu există un text de lege care spune că votul este secret dacă este în urmă, în cabină. Dar am avea un text de lege care să mi se spună foarte clar, nu-i grupat. Votul secret este, nu v-am întrebat, domnul președinte. Dar vreau să am dreptul să vă iau cuvântul când îmi țineți lecții de administrație publică. Dar nu vă țineți. Dar vă rog să nu vorbiți peste mine. Dumneavoastră? Vă rog să nu vorbiți peste mine. Domnul președinte. Vă rog să nu vorbiți peste mine. Ați început? Vă rog să nu vorbiți peste mine. Ați început? Vă rog să nu vorbiți peste mine. Pe componente. Ei, eu nu am terminat de vorbit, domnul președinte, și vă rog să ne respectați. Domnule, nu suntem în Consiliul Local. Dar nu e vorba de Consiliul Local. Dar aici am văzut, domnule, am ascultat pledoaria. Nu m-ați ascultat? Dar, da, am ascultat-o și la fiecare frază există două, trei contradicții interne. Că votează plenul, după aia votul e secret. Ori votează plenul, ori votul secret. Plenul votează. Față de colegii n-am conștiințe juridice. Nu profitați de faptul că colegii n-am cunoștințe juridice. Dar nu vorbiți mai mult. Fiecare în parte. Păi nu vedeți că vreau să se consemneze, doamna secretar, vreau să se consemneze în procesul verbal de ședință faptul că am fost întrerupt, iar cuvântul meu. Vreau să consemneze, doamna secretar. Da, corect. Vă mulțumim, domnul președinte, ați început extraordinar. Vă mulțumesc pentru apreciere. Haideți să explic un lucru. Regulamentul votului este stabilit în Consiliul Județean, da? Ca atare, votul secret este obligatoriu. Vă rog să-l respectați. Dumneavoastră nu respectați acest vot, dar stați în, și vă puneți pipa în, acolo unde sunteți. Deci ca atare. Ca atare, ca să închidem acest subiect de teorie juridică. Vă rog să vă prezentați la vot cu buletinul necompletat. Ieșiți din cabină, îl puneți în urmă, în urmă și vă întoarceți la vot. Mulțumesc. O singură frază, vă rog frumos. Eu asta îi sugerez și colegului Cosmin, să nu profităm cu colegii n-au cunoștințe juridice. Adică n-are rost să ne dăm cu stângul în dreptul în două fraze. Deci vot secret. Adică ce vreți să ne spuneți că la parlamentare și la locale oamenii votează pe ștampilă masa celor reprezentanților în secția de vot, o ștampilă alcătoresc și bagă. Asta înseamnă vot secret. Adică ne apucăm să facem teoria juridică a votului secret. Asta nu mi-a făcut în Consiliul Județean. Adică ne facem toți că nu știm ce înseamnă vot secret. Momentul în care mi se spune că... Doi. N-am terminat. Adică mi se pare mai mult decât de lipsă de bun simț să încercăm să convingem colegii din niște inepții juridice. Ce facem? Oameni buni, avem niște chestii clare. A, B și C. Adică, unul, comisia, nu o facem decât noi. Atenție, nu o facem noi, că nu am, suntem un pic mai buni și nu mă nu contează. Transparență, dar nu discutăm de legalitatea comisiei. Păi, oameni buni, noi legalitatea comisiei o dăm prin vot. Dar noi acum facem niște discuții prealabile. Da? Stabilim un mod de lucru. Păi, cum nu putem să stabilim noi un mod de lucru aici? Bine, legal? Păi, asta spune domnul Necula. Păi, ce, dar am căzut toți în patima neștiinței? Cum? Este foarte legal să avem discuții și să stabilim de comun acord.
ci legitimă și corectă. Ori, mergem primul pas, facem o comisie numai din noi cei care zicem că avem o majoritate, dar al doilea rând știți ceva, noi votăm în bancă, îi vot secret, că votul secret nu înseamnă să votezi în cabină, votul secret înseamnă să votezi în buzunar, te mai prind o jumătate de mai ce și o pauză din consultări, da? Mai vedem noi ce mai facem și după aia o căcăm în urmă. Dragi colegi, nu vă supărați. Nivelul este foarte jos dacă continuă ritmul ăsta. Cu tot respect. Ați spus că este legal și este corect ca personal din aparatul tehnic să fie acolo în față. Caracterul de... Atenție! Eu nu am spus că verific votul. Atenție! Eu dacă v-am votat sau nu, n-am făcut-o de acasă. Da? N-am venit cu votul în buzunar, pentru că e secret și nu l-am arătat nimănui și l-am așezat în urmă. Regula de bun simț este că atunci când intrați în cabina de vot, buletinul de vot să fie cu ori, să nu fie completat. Atât, asta face secretariatul. Nu vă aștept și vă iau de guler și văd ce ați votat, da? Atunci îl aveți împăturit și îl așezați în urma sigilată. Asta înseamnă să ne respectăm unii pe alții și să respectăm principiul secretului votului. Atât. Și încă o dată, vă rog, cei care ați completat, să ne anunțați pentru a putea să vă dăm un buletin de vot cu ori. Cu riscul de a dorea foarte vocal. Băi, educați-vă. Haideți să uităm mii de oameni la voi. Ce Dumnezeu? E vorba de o chestiune mai mult decât corectă. Râde lumea de noi. Suntem televiziune aici, suntem live. Chiar noi putem să facem o alegere corectă, să ne vedem de vot. Trebuie să găsim tot felul de tipuri și de mașinațiuni ca să fraudăm votul. Mulțumesc! Vă rog să concedeți la vot. Vă rog de momente, dar nu mai terminăm așa, dacă tot vin cuvântul. Domnul președinte, ca să fie discuții, eu v-aș ruga să supuneți la vot ce propunerea colegilor. Și cum votează colegii din sală, așa va fi. Doi, vis-a-vis de secretariatul tehnic. Unii au mai fost în Parlament, îmi dădea depții cineva de aici. Să știți că, odată ce am primit buletinul, pot să-l completez și pe genunchi, nu în fața secretariatului tehnic. E problema mea, de asta e vot secret, de asta am candidat și mă duc și îl pun în urmă cum doresc eu, fără să mă verifice nimeni. Asta e foarte clar. Nu vă verifică nimeni, Doamne ferește, să știți că nu este scopul. Deci, dacă am primit votul, inclusiv în Parlament, dacă l-am primit, m-am dus într-o bancă unde am vrut eu, putea să mă duc și 7 colegi, nicio problemă. Și ca să vă mai spun, vis-a-vis de ce spuneați mai înainte, că sunt numai din propagandă sau din alta, noi nu avem o coaliție înregistrată undeva, suntem 6 formațiuni sau 7. Ori cu PSD-ul sau cu fi. Puteți să puneți la vot propuneri, dacă trec, trec, dacă nu trec, nu trec. Asta înseamnă democrație. Nu se impune cineva de la pupitru. Și dacă mai vreți să vă mai spun și la votul cu pilde, știți că am învățat de la PSD să avem pe votul. Domnul Mărinte, dacă îmi permite și mie, nu vă scurați, cu 2-3 consilieri dumneavoastră, Partidul Mișcarea Populară sau Partidul Pro-România sau alte, cu 2-3 consilieri, știți foarte bine că ați făcut o înțelegere de ieri, ați impus, v-ați anunțat, doriți să deveniți vicepreședinți, totuși de votul cetățenilor Băcăoan care și l-au dat și l-au asumat. Da? Având încredere în Partidul Social Democrat, chiar nu există transparență? Vrem un singur om să ne reprezinte sau să urmărească ceea ce dumneavoastră numărați acolo. Avem acest drept? E normal? Ne urmăresc atâția Băcăoan? Chiar nu avem un pic de demnitate? Suntem patru puteri. M-am adresat dumneavoastră, sper că m-au auzit și ceilalți. Deci, domnul Silviu, vă rog. O ultimă intervenție, dacă în vot nu scrie de cabina de vot, votăm și pe genunchi. Și mi este rușine, domnul Minte, să vă ascult cum ne spuneți tuturor că se poate vota și pe genunchi. Oamenii care v-au trimis aici nu v-au votat pe genunchi, ci în cabina de vot. Așa că vă rog frumos, deci, în cabina de vot. Hai să terminăm intervențiile, vă rog să procedeți la vot așa cum am stabilit. Deci, ca atare, buletinele care sunt deja completate se vor înlocui cu buletine. Vă rog. Vă rog. Și mi-a văzut cineva buletin.
discret, nu-mi putea să... Deci, vă rog să vă supuneți regulilor din cadrul Consiliului Județean, domnul Echita. Vă rog să vă supuneți acestor lucru, pentru că știți foarte bine că e un regulament care trebuie respectat. Avem o procedură care am citit-o. Atunci nu mai facem nicio regulă și facem vreo să vă doreți. Votați și pe vor. Dar haideți să intrăm într-o normalitate. Dacă așa începem ședința de Consiliul Județean, mi se pare total demizor. Dar deci sunt demizor o ședință care reprezentăm cetățenii din județul Ibarcău. Așa că o să vreau să-i reprezentați, să vă faceți voturile de acasă, că putem să vă trimitem de ieri. Voturile le semnați, le statuiați, vedea și mie, nimic o semnam, era o formalitate. De asta am pus cabina de vot, este prevăzută de lege, există un regulament, vă rog să-l respectați. Secret înseamnă că știți doar domnia voastră și conștiința domniei voastre. Noi, eu, ca secretariat tehnic, nu v-am urmărit dacă v-ați consultat sau ați vorbit cu cineva. În faptul că vă îndreptați cu un buletin în armă la cabina de vot și dumneavoastră vă exprimați opțiunea pe care o vreți domnia voastră, nu suflată de mine, nu verificată la ieșire, înseamnă respect pentru dumneavoastră, pentru ceilalți și pentru noi care am muncit la materialul ăsta de ședință până noaptea târziu. Vă rog să-mi spuneți cine a completat și să înlocuim. Da, sau facem, domnule președinte, permiteți-mi să le facem din nou, le semnez și așteptăm și le mânăm cu răspunsul de vot în armă. Nu, nu pot să fac amendament, eu sunt tot așa. Ei, vorbesc cu comisie, ei, te-ai dat, ei, la cu capul, ei, cu numărul, ei, 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 ei,
Haideți, vă rog, haideți, vă rog frumos să intrați în sală. Domnul Păslaru, pauza s-a terminat. Nu spun să fie unii sau să nu fie ceilalți, sau să fie pro-România sau să nu fie.
Sunt niște propuneri care trebuie asumate prin vot. Mulțumesc. A spus că se fac amendamente la ceva ce nu există. Dați-mi voie să vă amintesc. Acum o oră, domnul președinte, după mine, v-am citit proiectul de hotărâre. Deci acel ceva care nu există este însăși proiectul de hotărâre. Domnul președinte nu a propus la ceva și domnul consilier decât modificarea efectivă a acestui proiect de hotărâre care rămâne proiect de hotărâre până când se votează și devine hotărâre de consiliu. Deci până când se votează, oricine din sala aceasta, având calitatea de ales de consilier județean, are voie să facă propunere. Îmi permite să intervin doar ca să punctez. Nu am zis că se face în sensul în care nu există proiect de hotărâre și amendamentul nu ar fi valabil. Eu mă refeream că acel amendament ar fi trebuit să fie făcut prin intermediul unei propuneri. Propunerea nu este decât una singură. Domnul Camiliu, nu înțelege ce nu trecem la procedura de vot. Atât. Asta mă refer. Propunerea grupului PSD este doar... Adică nu înțelege, da, deci... Păi atunci de ce mai votăm dacă nu înțelege? Da, chiar. De ce mai votăm? Mai bine că facem noi comisia, urmărăm noi și am văzut. Deci comisia se stabilește prin vot. Din practica celorlalți, se pare că așa s-a procedat. Nu prin înțelegeri între dumneavoastră și noi. Nu este vorba, stimată colegă, niciodată. Este vorba de transparență și de modul în care înțelegem să vedem cum funcționează această instituție. Și păi de nici n-am plecat bine la drum și ne dăm de tot felul de cușteristic. Bun, la alegeri, acolo discutăm de acțiunile de aici. Acum ne-am strâns noi că să facem noi o comisie. Nu mi se pare un pic ciudat? Ciudat cel puțin că să faci o comisie numai din partea unui băț fără să se exclude. Și mă e frică de acel membru PSD, nu ține chiar nepotențați atât de buni, se pare că suntem atât de buni. 6 membri nu pot primi în mijlocul lor un membru PSD ca să asiste la numărarea voturilor. Este rușine. Deci nu, aici nu discutăm nici de vicepreședinte, nici de președinte, nici de comisii de specialitate. Discutăm să numărăm voturile corect, stimată colegă. Ce este atât de, poate să fie atât de ocult? Nu ne strângem decât noi. Noi numărăm voturile, noi facem procesul pentru că este o rușine. Este o rușine pentru instituția Consiliului Județean și pentru votul, da, de cetățeni. Mulțumesc tare mult! Am văzut, vă rog să nu mai luați cuvântul fără să vi-l dau. Asta e un aspect. Al doilea aspect, vreau să supun la vot amendamentul domnului Pancu. Da, vă rog, colegii, nu am înțeles această chestie, nu e nimic neprocedural. Domnul Pancu, vă dau cuvântul și mai spuneți o dată amendamentul. Propun ca pe buletinul de vot să fie pentru membru de la fiecare formațiune politică, lucru care mi se pare și moral, și etic, și procedural, și mai ales în consonanță cu ce a votat lumea, da? Partidul Social Democrat a câștigat detașat aceste alegeri și nu îi se permite să aibă un singur membru. Comisia de vot, de numărare a voturilor, atenție! Domnul vă rog să puneți la vot acest amendament. Deci, 6 membri în comisie. 6 membri în comisie, da, în loc de 5. 6 membri în comisie. Asta este amendamentul. 6 membri în comisie. Și la ce mi se pare? La partidul că nu înțelege. Colegi. Lamentabil, domnul care înțelege. Vă rog, domnul Valeria Andrei. Dragi colegi. Văd atât de multă pasiune și vă spunem de bun nimic. Vă rog să vă puneți masă. Mai ziceți o dată, domnul Petre. Mai folosim și noi microfonul. Văd atât de multă pasiune și vă spun cu toată sinceritate, pentru nimic. Sunt alte lucruri mult mai grave. Vrem să numim o comisie și de a ținemera pe cei care au fost propuși. Nu cred că niciunul, și suntem oameni responsabili, niciunul nu cred că se duc acolo ca să fraudeze ceva. Deci atâta pasiune, sunt reguli care de atâta timp sunt în legile românești și doamna mi-a dat citire la început, haideți să le respectăm și să mergem mai departe și încă o dată, nu mai puneți pasiune pe aceste lucruri. Sunt... Vedeți cu ce v-am confruntat zilnic cu toții. Nu descoperiți votul secret acum. Iar, domnule Pamfil, da, domnule, să știți că votul secret este un drept, da? Dar nu este obligație. Așa e din totdeauna. Nu inventăm noi asta. Iar am fost membru în Parlament, am fost în multe comisii. Și eu vă spun, niciodată nu s-o generează această suspiciune unei față de alții.
Păi dacă începem așa, cum vom sfârși aia ăștia 4 ani? Oamenii așteaptă altceva de la noi. Eu zic să opriți, domnule președinte, această mascaradă. Există lista făcută, să duce omul, votează dacă vrea. El e dreptul lui să facă ce vrea pe votul lui. Dar haideți să oprim și să mergem mai departe. Mulțumesc! Și la numărarea voturilor, la fel transparent. O singură chestiune. Asta cu drept votul secret e un drept. Dacă citim codul administrativ, vedem că există câteva prevederi acolo care ne spun că este imperios necesar ca votul să fie secret. Domnul Vremi, nu, condamn că nu i-ați lucrat în alt domeniu. Dar dacă ne vorbim de multe pasiuni, păi noi punem pasiuni sau dumneavoastră puneți pasiuni în momentul în care refuzați un om de la un partid care a câștigat legitim aceste alege. Atât. Este vorba de prezența unui singur om într-o comisie formată de 6 oameni. Nu mai este vorbim de multe pasiuni. Păi pasiuni mi se pare din contra. Modul în care refuzați sistematic prezența unui om pentru a fi transparent. Domnule, dar la nivel declarativ discutăm, avem discuții și facem amendamente. Nu vedeți că nici unul dintre voi nu zice, da, domnule, ar fi bine. Nu, refuzăm sistematic și mai încomestim nou, că facem pasiune. Domnul, doamne, aici votul secret nu este un drept. Aici votul secret este o obligație. Am fost votați, nu suntem persoane, nu suntem persoane fizice, suntem aleși. Da, domnule. Vă rog scurt. Da. N-am vrut să transform asta într-o polemică, dar văd că să încearcă asta. Domnule președinte, dragi colegi, poți să candidați sau așa. Știu că sunteți pe liste și o să mergeți în Parlament. Ce o să faceți acolo când o să ajungeți la vot? Că nu există cabină de vot. O să faceți aceeași polemică? Nu există cabină de vot. Ați auzit și v-ați uitat la televizor. Au căzut guverne cu votul cu bine la vedere. S-a supărat cineva? Au mers mai departe. Au mers mai departe. Eu zic, domnule președinte, haideți să tratăm în lucru înțelept acest proces și să mergem mai departe. Haideți să mulțumesc. Nu m-am pic să intervin și eu. Vă rog să vă opriți. Vă rog să vă opriți. Nu m-am pic să intervin. Nu cred că putem discuta acum și să... Mă lăsați să vorbesc? Nu, haideți vă rog frumos să ne respectăm unii pe alții. Dacă nu ne respectăm unii pe alții, n-are rost să mai discutăm. Deci, referitor la votul secret, lucrurile sunt foarte clare, sunt stabilite în cod, e o legislație care trebuie respectată, nu suntem în Parlament, suntem la Consiliul Județean. Asta este ședința, ăsta este regulamentul. Nu e vorba nici de a impune ceva, ci de a respecta legea. Dacă nu să considerați că așa se respectă legea, luând votul și semnându-l în banca noastră... Te rog frumos. Nu e în regulă, pentru că nu se respectă secretul votului. Tocmai de asta am pus această cabină de vot să fie la vedere, cu transparență, dar cu secretul votului. Nu fiecare își pune bifa în bămbuță și vine și mi-aduce votul la vot. Nu se face așa ceva. Haideți să fim rezonabili și să dăm un pic partea asta de demagogie politică. Nu cred că putem accepta să începem un mandat administrativ cu propuneri politice. S-a propus ceva de bun simț ca fiecare dintre cei reprezentanți, că asta a fost voința cetățeanului, să fie în comisie. Ce e atât de complicat? Chiar suntem acum să ne punem de comun acord, domnule, stați așa, că eu am 2 membri. Aveți fiecare câte un membru. Asta este propunerea. Unde este problema? Aveți posibilitatea, domnul Cosmin Nebuna, să vă propuneți membru. Că nu aveți membru. Sunt 2 membri de la PNR. Și am încheiat votul, trece fiecare și s-a terminat. O să avem discuții interminabile din punctul ăsta de vedere, tot pe anumite sintagme juridice care nu ne stăpânim cum trebuie câteodată. Facem referire la lege, dar nu ne ducem la articol. Dați-mi articol de lege care noi îl întâmplăm acum pe votul secret. Îmi explicați mie de votul secret. Păi votul secret e stabilit prin procedură.
Asta este situația. Am stabilit o ordine de zi. Vă rog frumos să procedăm ca atare. Dacă îmi dați voie. Vreau să vă citesc în extras din decizia Curții Constituționale 7/9 pe 2015 în legătură cu votul secret. Și sper că închidem acest subiect. Eu n-am afirmat că cineva verifică votul când am spus că votul secret trebuie să se dea la urmă. Era vorba despre această procedură de a primi buletinul în condiții de confidențialitate. Și vă citesc din decizia Curții Constituționale în legătură cu votul secret, ca să închidem subiectul pe ce înseamnă teoria votului secret. Curtea reține că votul secret semnifică exprimarea voinței alegătorului în condiții de libertate și intimitate în vederea asigurării protecției sale împotriva oricărei sau oricăror forme de presiune cu care s-ar putea confrunta consecința dezvăluirii opțiunii sale electorale. Dreptul alegătorului la exprimarea scrisă a votului său îi corespunde și obligația acestuia de a respecta dreptul de vot al celorlalți, în sensul că ca el însuși să nu existe presiuni asupra altor persoane pentru a, atenție, cunoaște, influența, ori controla opțiunea de vot a alegătorilor. Cred că nu mai avem ce să discutăm pe ce înseamnă vot secret sub aspectul practic. Ce are? V-am cerit o decizie a Curții Constituționale. Dacă noastră apreciați că vot secret înseamnă prin sală, sub scaune și nu lângă urnă, noi din aparat suntem obligați doar să facem atenția că o nerespectare a procedurii de vot secret duce la anularea sau invalidarea votului. Mulțumesc! Da, domnule Oteanu, o să vă rog foarte scurt, pentru că vreau să supun la vot. Foarte scurt. 1. De acord și apreciez observațiile complete legale a făcut domnul director, acea cabină nu este o cabină care se asigură secretul. E un paravan. Dacă avem o securizare a votului, așa înțeles de care l-a precizat înainte, avem acolo în spate aparatul tehnic, o cămăduță unde se poate vota, este perdeaua trasă, aici este expus vedere. Da, eu o să vă răspund. Referitor la amendamentul domnului Panfil, dacă legiuitorul nu a spus că trebuie reprezentat de toate partidele, nu putem să amendăm noi ceea ce legiuitorul n-a prevăzut. Eu cred că votul plenului este decisiv. Mă așteptam, sincer, să văd 5 propuneri de la PSD. Și atunci avem noi opțiuni de ales. Știu eu, dintre colegii consilieri PSD, ca să întrunim acea comisie, să o validăm. Apoi, propunerea de a fi 6, nu stă în picioare, nu va fi, trebuie să fie un număr impar. Orice comisie are un număr impar. Așadar, cred că n-ar mai trebui să supunem acest amendament și să trecem la vot în condiții de securitate, cum spuneam, dacă tot vrem să fie secret. Imediat am bolit acolo încăperea aceea, este o perioadă care se asigură securitate. Am să vă spun un lucru. Mulțumesc. Și cred că trebuie să fac o completare pe care n-am făcut-o în început. Asigurarea cabinei de vot de acolo respectă regulile de combatere împotriva pandemiei. Noi nu putem să intrăm într-o cabină de vot, în care, într-un spațiu strâmb, acolo unde considerați dumneavoastră, fără a nu ne supune unor riscuri. Ca atare, acea cabină de vot vă asigură și intimitatea, vă asigură și transparența, și igiena, pentru că după fiecare vot pe care dumneavoastră o să dați acolo, vă rog să nu mă întrerupeți, pentru fiecare vot pe care o să-l dați dumneavoastră acolo, după aceea se dezinfectează și vine următorul. O să vă rog, doamna secretar. Să răspund domnului consilier, care v-a recomandat să nu supuneți la vot amendamentul și aduc aminte de ultimele ședințe în care am fost și dați cu degetul și supărați așa că
că nu supunem amendamentul la vot, deci nu poate să nu fie supus amendamentul la vot, atât timp, încă o dată vă spun, cât nu s-a pornit la vot. În privința securității votului secret, se va igieniza după fiecare vot. Deci în momentul în care veți intra acolo, avem personal calificat care va igieniza acea cabină. Deci de aceea noi am depus toate diligențele ca această ședință să fie de bun simț, să fie desfășurată în condiții de legalitate și în condiții de normalitate. Și o singură completare. Ați spus dumneavoastră, domnul Porteanu, că nu este prevăzut în lege undeva. Vă spun așa, unde nu este prevăzut în lege, se completează. Noi trebuie să vedem cu lucruri care să asigure transparența și să asigure o paletă. Vă rog, să vă rog, nu mă întrerupeți. Vă rog, nu mă întrerupeți, că nu transformăm într-o dispută între noi doi. Ca atare, vă rog, supun acest amendament la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Da, amendamentul a fost respins. Deci, pot să vă spun, vă rog. Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să adresez o întrebare, doamne, și să facem ceva. În ce condiții? Noi astăzi alegem această comisie de numărare a voturilor pentru un mandat. Dar o să apară niște situații în care să dispară un component din diverse motive. În ce condiții se pot modifica această comisie de numărare a voturilor? Mulțumesc frumos pentru întrebare, pentru că am dat ocazia să vă răspund și la cea a domnului Cezar Oțeanu și la cea a domnului Brebe Valenian. Dacă veți cerceta cu atenție codul administrativ, nu veți găsi nicăieri dispusă reglementar această comisie de numărare a voturilor. Deci, efectiv, este o ceartă fără omisie. Este o modalitate de partea aparatului de specialitate al Consiliului Județean de a transparentiza, de a nu aduce nicio umbră de îndoială asupra voturilor domnilor voastre. Da? Deci nu scrie legea nici să fie 3, nici să fie 5, nici să fie 100, nici să fie 7, nici să fie 9. Această comisie de numărare a voturilor nu există reglementată în codul administrativ. N-a existat reglementată nici în legea 215. N-a existat reglementată nici în legea 69, ci în cea de 35, care a ajutat la un moment dat în regulament printr-o această comisie de numărare a voturilor. Da? Și pentru că s-a cutumizat această practică, am venit la fiecare mandat și s-a demonstrat eficacitatea această comisie. Pentru că dacă dumneavoastră mă veți lăsa pe mine, secretarul județului, sau veți lăsa colegii mei să facă lucrul acesta, așa cum vom face acum la comisie, v-am explicat, pentru că nu avem încă comisia de numărare a voturilor, există întotdeauna suspiciunea ca noi, funcționarii publici, să ne fie frică nouă, să ne fie frică sau să răspundem unor ordine, atenție, dacă e de rigoare, dacă de către președinte sau de către conducerea executivului. Și ca să nu există această problemă, am venit cu această propunere la fiecare început de mandat. Aceasta este pledoaria pentru ca din partea fiecărui grup politic să veniți domniile voastre cu o persoană pe care să o solicitați să facă parte din această comisie. Gândiți-vă că rămâne în componența asta și că unul din partide nu are reprezentat. Oricând, pe noi toți împreună, că suntem un tot, că vrem sau nu vrem să înțelegem lucrul ăsta, de astăzi suntem un tot. Noi răspundem când venim cu materiale în fața domniei voastre, dumneavoastră ne răspunde pentru votul, pentru necesitate și oportunitate. Deci dacă nu veți avea un membru, veți avea tot timpul o suspiciune. Deci asta este un lucru mai elegant, dacă nu știu să o spun. Și iertați. Ce v-a spus de unul trecut de apucatoare? Ați avut reprezentat. PNL-ul. Vă rog, domnul Mihăilă.
Am o rugăminte, dacă observatorul. A fost în Comisia de Numărare Voturilor, vă rog frumos. A fost. A fost domnul Mihăil în Comisia de Numărare Voturilor. Observator, nu un membru. Ați avut un om? Nu există observator, domnul Moldean. Nu există observator. Ca să știți. Ați uitat. Dacă noi toți păstrăm distanța și bunul simț, am rugămintea pe domnul Miron și domnul Vitru, domnul Avram, cer scuze, să păstreze și distanța aia. Două scaune, un rând liber între ceilalți colegi. Vă rog. Invitații sau întotdeauna se fac de consilierii județeni. E corect. E corect în prevederea, pe având în vedere că dumneavoastră, într-adevăr, nu stați la o distanță de pe rânduri, nu între scaune. Da, domnul președinte, dragi colegi, toți cei care astăzi sunt propuși de partid, întrebați să duc acolo în comisie ca să legitimeze pe fraudă? Eu vă spun nu. Să uită la noi cei care ne-au votat și să uită și la ei. Nimeni din cei care astăzi sunteți aici și eu nu susținez pe absolut nimeni, nu e prezent în acest consiliu ca să se gândească la fraudă. Și eu cred că de aici trebuie să plecăm, să nu inventăm roata când e vorba de a vota și nu în ultimul rând. Mai accentez o dată. Să știți că în Parlament nu există nici o cabină de vot și sunt atâtea legi care au trecut fără cabină de vot. Au fost votate persoane și nu vă spun cum și nimeni n-a făcut din asta un caz. Viața merge mai departe și aș vrea să vă amintesc când așa, cu votul la vedere, da? Au căzut guvernele. Da. Haideți să trecem peste acest zic hop și să trecem la vot. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul. Văd că tot ne întoarcem asupra celuiași subiect. O să-i dau cuvântul doamnei secretar ca să mai explice încă o dată din punct de vedere legal cum stau lucrurile pe vot. La procedura de vot, și aici mă adresez domnului consilier Oltean, că e slăbiciunea mea în privința respectării regulamentului. Avem secțiunea a doua, procedura de vot. Votul consilierilor este individual și se poate exprima deschis sau secret. Votul este pentru, împotrivă sau abținere. Consiliul Județean poate stabili, la propunerea președintelui sau autorității consilierilor prezenți la ședință, modalitatea de exprimare a votului. Hotărârile cu caracter individual, cu privire la persoane, vor fi adoptate prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege și prezentul regulament. Despre asta e vorba. O să rog pe doamna secretar să ia în ordinea alfabetică să prezintă la vot, așa cum am stabilit inițial. Domnule președinte, întrucât noi nu am strâns decât 20 de buletine, 17 și-au luat răpășița din incintă, am xeroxat din nou și pentru a face semn distinctiv, să nu existe posibilitatea ca celelalte buletine pe care le dăm să o să-mi permit să aplic din nou semnătura în original și o șantilă din nou în original, iar colegii mei îi vor aștepta, le vor mâna buletinele de vot și își vor exercita secret, în intimitate și liniște, dreptul de a vota. Vă rog să procedați la pe procedură. Vă rog, amendamentul a fost respins. Buletinul de vot trebuie să fie 5 persoane. Buletinul de vot, dacă vă nu pot să trag decât o singură concluzie și în urma votului, observ că toate noastre care clamați transparență, corectitudine și faptul că nu există nicio posibilitate de a se frauda, văd că respingeți din capul locului existența unui membru PSD în Comisia de Numărare a
situație că o mare parte din cetățenii care sunt reprezentați aici de noi și noi care, fiecare din dumneavoastră, ați depus un jurământ la investire, să văd că nu este respectat. Nu înțeleg ce înseamnă faptul că aveți câte două propuneri dintr-un partid, câte una din fiecare și cu o respingere absolută pe un amendament corect și de bun simț. Asta este, de fapt, realitatea la care ne confruntăm acum. Ne cantonăm în Comisia de Numărare a Voturilor, ne cantonăm în faptul că urna este pusă nu știu unde și faptul că nu se asigură secretizarea votului, dar întotdeauna vrea să nu îl respectați. Chiar nu înțeleg. Deci, și vă rog să mă credeți, vorbesc și pentru cetățenii județului Bacău, care ne-au votat aici. Nu înțeleg de ce este, avem unde vota. Doi, fără nicio discuție, sunt 18 consilieri județeni, mai a venit transparență, a făcut o singură propunere corectă și acea propunere, bineînțeles că așa cum v-ați manifestat acum, supusă votului, o să respingeți. Dar în așa fel încât, din ce dau eu seama, evident, și să trecem peste partea politică, ce poate administrativă, dumneavoastră doriți să aveți în Comisia de Numărare a Votului, doar în partea dumneavoastră. Domnul președinte, aici aveți 36 de consilieri, nu 18. Lasă să vedeți președintele Consiliului Județean. Nu, președintele... De regulă... Pentru rigurozitate, de regulă că am dat eu cuvântul ședinței. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, dar văd că vorbesc mai unii, alții nu. Iar dacă te gândătine, dă de vot. Au fost trecute, oamenii votează. Dacă dai pe cineva, nu e nicio problemă. Nu avem de unde știi dacă va intra de la PSD sau nu va intra. Cam de câte o oră ca să votăm. Iar aia nu e cardinul de vot. Cu toată pandemia noastră, aia nu e cardinul de vot. Putea să puneți în spate, măcar un ce așa ceva acolo. Haideți să trecem peste acest moment. Vă rog să vă prezentați alfabetică, cum strigă doamna secretar general. Domnule președinte, permiteți-ne să începem cu doamna noastră, domnul Ivan Ciavalitin. Thank you.
Deci, repetăm, votul se exprimă prin mențiunea da, nu trece sumela ceilalți, pentru că atunci se anulează, v-am citit cu atenție procedura la început. Fără alte semne, fără, da? Dacă treceți da, că excede casete sau că atinge caseta, se consideră vot valabil, da? Nu aveți voie să treceți nu la ceilalți sau, înțelegeți, să aveți grijă cum votați. Da, în dreptul celui pe care îl preferați. Domnul Budacă Vasile. Se pregătește doamna Cosmaiena. Regulamentul Consiliului Județean stipulează fără drept de interpretare acest lucru.
Domnul Enea Pave Iulian se pregătește doamna Intervină la Maria. Se pregătește doamna Filip Danila și domnul Cavrilu Adrian. Deci, eu vă spun că știu ce vorbesc. Da? Domnul președinte, am în mână regulamentul Consiliului Județean. Apropo, doamna secretar. Da, da, da. Și am o slăbiciune pentru dumneavoastră în materie. Apreciez. Văd aici, secțiunea a doua, procedură de vot. Articolul 71. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot care vor fi întocmite în modalitatea cerută de proiectul de hotărâre care urmează a fi supus procedurii de vot. Punct. Nu mai este nicio prevedere referitoare la telefon la ce spuneți dumneavoastră. Ba da, este, dar nu știți dumneavoastră. Care? Vă citesc. În regulament? Da, în regulament. Haideți să vă citesc. Ia să vedem. Articolul 52. Președintele, vicepreședinte și consilierii județeni sunt obligați să se supună regulilor de curtoazie și disciplină, să nu folosească cuvinte sau expresii jignitoare, vexatoare sau calomnioase și la aliniatul 2. În sala de ședință este interzis fumatul și utilizarea telefonelor mobile. Mulțumesc! Dar ce scop? Nu spune utilizarea... Haideți, serios? Și până la urmă, cred că colega a votat... Deci, eu v-am spus care este situația. V-ați asumat riscul, este problema mea. Domnule președinte, permiteți să continui. Domnul Grițcu Gabriel, se pregătește doamna Grățescu Roxana și domnul Izboran Vasile.
Se arată în votul, domnul președinte. Am văzut la care sunt cu boală, dar măcar nu. Deci o să... O să se mâncă. Nu se poate așa ceva. Bătaie de joc. Domnul Ieftine, mai ales sunt pe sală, domnule. Arată asta, domnul Ieftine. Nu e rău ceea ce face dumneavoastră, nu este intimitate pentru vot aici, totuși încerca să pune spre sâmbiți. Vă rog frumos să votați și nu mai arătați votul. Dar să fii mami să poți fotografii și fără să vedem. Deci acum este evident de ce se dorea această cabină. Să urmă unii au dreptate și unii nu. Se pregătește domnul Melinte Ion, Militerul Mihai și domnul Nechita Nicolae. Votez după conștiința mea. Pe binele dumneavoastră. Aveți una în dreapta, da. Asistez procesul de care poate. Dacă nu respectăm asta, asistez procesul de votare. Vă rog frumos să-l opriți, mă, domnul Merite, să mai facem. Situația în care... Credeți-vă că am și-o terminat. Deștept.
Domnule președinte, permiteți-mi să recitesc, poate nu s-a înțeles din la prima lectură,